Klaus Iohannis îi cere scuze pentru declaraiile referitoare la evrei, nu a fost peiorativ, ci o întrebare retoric video. Presubliniere dintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Baku, ce vizita în Israel a premierului Viorica Dencil sublinierei a presubliniere dintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, este plin de ciudcenii. Fără mandat sublinierei îl îngrijorează secretomania cu care a fost organizat. Cine subliniere tie ce înțelegerii secrete face domnul Dragnea acolo cu evrei, a comentat presubliniere dintele Iohannis. După numai câteva ore, președintele a revenit cu precizări, i a prezentat scuzele pentru cuvântul evrei. Să fiu acuzat de antisemitism mi se pare deplasat, caragios. Eu am fost lăudat în laureat de mai multe asociații evreie, toată lumea știe ce relațiile bilaterale sunt excelente între România și Israel de la fondarea statului Israel modern. Nu știu pe ce se bazează aceste critici. În afirmarea mea, cu siguranță, nu am folosit noi un peiorative. Dacă, totuși, cineva s-a simțit ofensat de declaraia mea, îmi cer scuze fa de acetia, iar declaraia nu a fost declaraie, ci o întrebare retorică. I, atât cât am spus, atât am vrut să spun. Eu m-am întrebat, când s-a lăudat președintele Camerei Deputaților la televizor ce a rezolvat problema ambasadei, în ce calitate a rezolvat această chestiune și cum s-a gândit să intre în această dezbatere. Fiind vizita aceluia personaj nu a fost anunțat, mediatizat, eu mi-am pus întrebarea. Cum i-ali politicienii i-au pus întrebarea, ok, dacă s-a dus acolo inutim nimic, ce nelegeri vor putea să se facă? În niciun caz acea întrebare retoric nu a fost cuiz de a jigni comunitile evreie sau statul israelian cu care avem relații dintre cele mai bune. Întrebarea mi-am pus-o fiind o persoană din România, recte președintele Camerei Deputaților, s-a deplasat acolo pentru nu timp ce, se întâlnete nu timp cu cine nici nu timp ce nelegerii vor face. Dacă ar fi mers în mod transparent, dacă ar fi existat declarații politice ca să neleg noi ce face acolo anti-i noi mai bine în nelegerile nu ar mai fi secrete. Eu nu vede nicio problemă cu Israelul. România și Israel au relații excelente, eu m-am zbătut pentru această relație. Acest lucru a fost recunoscut de asociațiile evreietice, m-am implicat, extrem de mult în combaterea antisemitismului, o voi face în continuare. Nu avem o problemă bilaterală. Politicieni de la noi, care doresc să se profileze în politic, cum e domnul Dragnea, încearcă să folosească astfel de teme false, inoportune, pentru a câtiga capital electoral, recunoaștere internațională, trebuie să-l întrebai pe el ce vrea, de fapt. E greu de înțeles cum a ajuns să vehiculeze o astfel de temă, a spus Klaus Iohannis.